Maestre, Maestre, hai să vedem la ce ne supune jocul viitorilor pentru săptămâna viitoare. Și începem cu Berbecu. Și uite, Berbecu, deschizător de horoscop, de zodiac, soarele, o semnificație generală. Pentru Berbec, săptămâna viitoare este o săptămână excelentă în care fericirea și reușita este sau sunt partenerii voștri de viață pentru săptămâna următoare. Aveți posibilitatea să vă afirmați, vă sunt recunoscute toate merite, clarificați foarte ușor orice situație care apare ambiguă, dați dovadă de multă vitalitate și aveți succes cei care au înclinații și spre artă, spre creație, creativitatea în general pentru berbecii care iubesc, eu știu, muzică, sculptură, pictură sau meșterii populari. Lucrați săptămâna viitoare că vă recompensați în altă săptămână. Aveți o creativitate ieșită din comun. Și să vedem și la Taur, Steaua 3, carte foarte bună. Începeți o acțiune nouă săptămâna viitoare, o activitate profesională pe care o desfășurați voi își are reușită, dar reușita este pe partea pe care voi o iubiți cel mai mult. Realizare materială pozitivă. O întâlnire cu o persoană mai în vârstă vă va ajuta să puneți bazele solide a unei viitoare afaceri sau unui parteneriat benefic din punct de vedere financiar pentru voi. Frumos! Ia să vedem la zodia asta dublă, semilunele. Exact, gemenii, cum sunt semilunele, așa sunt și gemenii săptămâna viitoare. Ba ezită, ba au îndoială, ba sunt dualiști, ba au neliniști, au multă rivalitate cu cei din jur și tendința de a acționa pe primul impuls. Așa că trebuie să reflectați înainte de a acționa. Și am ajuns și la RAC, Orizont, o carte foarte bună, în care voi veți fi în săptămâna viitoare stăpân pe situație. Veți face toate lucrurile așa cum vă place vouă. Într-o călătorie, posibil și în străinătate, veți descoperi o frumoasă legătură, o frumoasă întâlnire, mai ales pentru cei care nu au parteneriat și care în final se poate materializa, nu chiar în săptămâna următoare, printr-o căsătorie. Există și modalitatea când amândoi fiind de acord pot ajunge la o căsătorie fulger. E o săptămână cu succes, cu reușită și pentru cei care se ocupă de afaceri, semnarea unui contract avantajos este în așteptare. Și am ajuns și la Leu. Leu e cu crepsidă, are o săptămână când bună, când rea. E cu oscilații, da? Dar are în cadrul săptămânii respective, are o zi de pasiune extracerbată, are niște sentimente exclusive pe care vrea neapărat să le comunice, dar ulterior își dă seama că nu era rost să le comunice, devine gelos, dur și se supără din temirce, chiar și posesiv. E o săptămână în care folosirea resurselor financiare este la cote superioare. Adică e o săptămână în care lei vor fi mai cheltuitori un pic. Încheltuitori. Mi se pare firesc, nu? Și am ajuns la Fecioară, Luna, carte neutră. E o săptămână în care fecioarele se lasă pradă iluziilor, visurilor, se cufundă undeva în mărginimea orizontului și a neantului și trăiesc din amintirile plăcute, frumoase, dinainte. Dar asta nu face altceva decât să vă accentueze emoțiile puternice și undeva indecizia și pasivitatea.
Dacă vreți o situație mai bună, ieșiți după incidența lunii și acționați așa cum simțiți voi că vreți să acționați. Și am ajuns și la balanță, are un cenușiu, o săptămână destul de, cum să zic eu, nebenefică pentru acțiuni. Are perioade de refugiu. Caută să citească, să tot ce înseamnă, eu știu, îmbunătățirea cunoștințelor, dar din sfaturile altora. E ca și cum ai pune mâna pe cartea lui Osho și ai lua-o la răsfirat, dar nu răsfirat, citit pagină cu pagină, da? Dai dovadă de prea multă seriozitate, pudoare și timiditate. E posibilă și o recompensă tardivă, bani la care tu renunțasei de mult, te gândeai că i-ai pierdut, îi considerai pierduți, acum apar la orizont. O durație, o relație durabilă s-ar putea manifesta pentru acele balanțe care vor să scape de singurătate. Universul vă scoate în cale o persoană pe care ați putea să o iubiți. Și am ajuns la furtună. Furtuna este pe Scorpion, o carte negativă. Scorpionii sunt bulversați de o situație care nu le dă stare de liniște. Sunt plini de furie, caută dispute, orgoliul lor rănit și sacul de nervi pe care îi are, vor neapărat să-i verse în capul cuiva sau asupra unor persoane care l-au deranjat. Dacă se întâmplă chiar într-un parteneriat care nu e consfințit cu o verighetă sau, mă rog, cu alte promisiuni, insistența partenerului în a-l domoli nu face decât să-i accentueze starea de agitație și se poate produce chiar și o ruptură violentă. Deci o săptămână foarte complicată pentru Scorpioni. În schimb, pentru săgetători, schimbări rentabile, cineva vă face o vizită, aveți sentimente altruiste și pozitive, influxuri benefice, întăriți relațiile cu prietenii, iar într-o relație cei care n-au obligații sunt obligați să facă primul pas, să se îndrepte spre acea persoană, deoarece este o ocazie unică de a-și întemeia ulterior un cămin. În schimb, Capricornul are triunghiul, o carte neutră, e o săptămână în care comunicarea este prioritară pentru Capricorn. Comunicare puteți să o aveți verbală, la un telefon, prin scris, un mail, un SMS, da? E posibil pentru cei singuri să apară o atracție intelectuală, de nu fizică. A deschis la gură, a spus două vorbe mai așa bombastice, frumoase, pompoase și gata, Capricornul a luat-o pe urme. Și am ajuns la Vărsător, tot o carte neutră în care spune că realizează materială pozitivă a voastră datorită unei noi acțiuni în profesie sau pe cale profesională, se va datora numai întâlnirii cu o persoană mai în vârstă care vă va ajuta în afaceri și în tot ce faceți, inclusiv la servici, să puneți bazele unei relații solide, pentru că ei nu prea își doresc ca la lung. Oriceva efemer, pasager. Iar peștii s-au împrăștiat în cosmos, e o carte excelentă care simbolizează pentru pești, ca de obicei, cum au ei norocul ăsta, reușită excepțională, deznodământ fericit a unei situații, o dragoste cu adorație, inclusiv dacă ești căsătorit sau nu, da? Dar pentru cei singurei, o întâlnire superbă în care poate consfinți o uniune urmată de fericire și cu recompense. Uite, o săptămână
cu puține bulversări, da, pentru bună. Două zodii și cu multe beneficii pentru ceilalți.